Două persoane, un bărbat de 52 de ani și o femeie de 64 de ani, au rămas fără acoperiș deasupra capului după ce casa în care locuiau a fost distrusă în totalitate de flăcări. S-a întâmplat în noaptea de luni în municipiul Dorohoi. Alarma a fost dată puțin înainte de ora 1 de vecini. La fața locului au ajuns trei echipaje din cadrul detașamentului de pompieri Dorohoi cu două autospeciale cu apă și spumă și o ambulanță Smurd. La sosirea forțelor de intervenție, ardea casa în totalitate. Cei doi au reușit să iasă din locuință cuprinsă de flăcări înainte de sosirea forțelor de intervenție. Pe bărbat, dat dispărut inițial, l-au găsit pompierii la circa 5 metri de casa cuprinsă de flăcări în viață. Cu toate că nu aveau urme vizibile de arsuri, cei doi au fost transportați la spital cu ambulanțele Smurd și a serviciului de ambulanță județean Botoșani pentru a le fi evaluată starea de sănătate. Incendiul a fost stins în limitele găsite de pompieri. Din discuțiile purtate cu bărbatul înainte de a dormi, ar fi fumat și țigara rămasă aprinsă lângă materialele combustibile ar fi provocat incendiul. Pompierii vă reamintesc că respectarea unor reguli simple poate preveni producerea unui incendiu cauzat de acest viciu. Utilizați o scrumieră potrivită, grea, care să nu se răstoarne ușor și care să fie confecționată dintr-un material care nu ia foc. Puteți pune în scrumieră puțină apă, care va favoriza stingerea rapidă a resturilor de țigări. Dacă aveți nevoie să vă întindeți în pat sau în fotoliu pentru odihnă, nu aprindeți țigara. Este foarte probabil să ațipiți și să dați foc la pat sau fotoliu. Mucurile de țigară incandescente pot cădea pe covor, ziare sau pe orice alt material combustibil și astfel poate lua foc întreaga locuință. Stingeți țigara în scrumieră, niciodată în coșul de gunoi și nu lăsați scrumul sau țigara să ardă în scrumieră.